în presiune internă. A fost acest efect, domnule profesor, care s-a păstrat. Da. Dar cu profesorul care v-a sunat la aeroport, la terminal și v-a spus, ești sigur că vrei să pleci? Ați mai vorbit vreodată? Am mai vorbit cu Andu Pacea, dar cred că asta e o chestie pe care să o studieze psihanaliștii și Freud. Am fost să Statele Unite, am ținut cursuri în Silicon Valley, a fost la San Diego, după 90, da. A fost la San Jose, a fost la Washington, la Boston, în, mă rog, Thayer School of Technology. A ținut cursuri în toată America. Dar niciodată nu m-am mai dus la Nord-Ouest. N-am fost în stare să mă torc acolo, deși iubeam pe oameni de aia, deși lucrasem acolo, deși n-am fost în stare să mă duc înapoi acolo, în acel. Deci m-au invitat de multe ori și mi-au scris. Ceva m-a împiedicat totdeauna. Într-un fel, simțeam că toate lucrurile astea aparțin lui trecut, care nu se poate întoarce niciun fel și n-am ce căuta acolo. Știți de ce cred că n-ați vrut să mergeți acolo? Pentru că în subconștient, domnule profesor, vă simțeați și vă simțiți vinovat pentru modul în care ați jucat în 75 Cartea Destinului. Posibil că acolo a fost o alegere mai, să zicem, neinspirată. Și copiii dumneavoastră, ați reușit să-i convingeți să facă tot inginerie? Ce au studiat? Ambele fiice pe care le am au studiat inginerie. Fiica mai mare, Alexandra, a făcut calculatoare și inteligență artificială și a făcut doctoratul în Japonia. Acum predă la Eindhoven, în Olanda. Ileana, cea mai mică, a studiat chimie aici în țară cu profesori de excepție. Și a terminat masteratul și acum doctoratul la UMIST, la Manchester, în Marea Britanie. Și urmează să începă activitatea, să zicem, de postdoc în Statele Unite. Într-un colectiv de cercetare? Am avut chiar un șoc când a venit și mi-a zis, știi, tata, a trebuit să refuz propunerea de la Harvard School of Medicine. Și știi ce înseamnă Harvard School of Medicine pentru un chimist care lucrează în domeniul medical și ce poate să fie. Am rămas cu curajul, cum e posibil? Deci, da, uite, am avut o ofertă de la Rockefeller Institute și în momentul când mi s-a spus care e colectivul cu care voi lucra și m-am invitat la un lunch, am stat la masă și s-au prezentat și unul era directorul institutului, celălalt doi erau ambii laureați ai premiului Nobel și eu urma să fiu a patra. Îți dai seama că a trebuit să accept o asemenea ofertă de a face cercetarea. În ciuda, cum să spun, competiției extraordinare pe care o implică asta, pentru că după aia mi-a aflat că s-a angajat și o a cincea, care e locsitoarea ei și adjuncta și care trebuie să-i spună ce trebuie să facă parte de implementare ca să ocupe numai de concepție, dar pe care o simți tot timpul în spate. Că în momentul când nu dai rezultatele care trebuie, există un substitut. Deci aici se merge la o competiție fără beton armat. Fără bila. Și care e tema de cercetare? Și tema de cercetare în domeniul proteomicii este aplicată pentru scop medical. De fapt, modul cum anumite proteine pot fi folosite pe de o parte în tratament și pe de altă parte alte proteine pentru diagnosticarea timpurie a unor afecțiuni. Este al doilea român care lucrează la Institutul Rockefeller. Primul a fost George Palade. Știți ce e frumos din ce mi-ați povestit? Modul în care soarta v-a răzbunat. Adică, dacă bietul tata, la 40 și ceva de ani, dintr-un chimist de performanță, s-a trezit în bucătărie gătind pentru familie cu 315 lei pensie, dacă dumneavoastră, la 33 de ani, v-ați întors acasă și acasă ați rămas, vi s-au tăiat niște circuite, ca să vorbesc și eu ca dumneavoastră, iată că soarta v-a răzbunat și fata acum lucrează într-un colectiv. Eu sper că după ce se va realiza, după ce se va afirma, după ce va da măsura talentului ei și se va face cunoscută și va crea o situație, nu va uita de unde a plecat. Am avut surpriza plăcută că mulți din foștii studenți care au plecat să continue să vină în țară, să țină cursuri la noi în Politehnică. Avem treaba asta și mi se pare o chestie foarte frumoasă. Dincolo de, să zicem, lucrările publicate și cele care poți să ți le pui drept galoane, nu? Faptul că am avut atâtea generații de studenți de primă calitate este un privilegiu extraordinar. Am avut totuși șansa să predau la Facultatea de Automatică și Calculatoare unor studenți extraordinari de o calitate, pentru că nu exista să fie prea complicat ce le spui.
Deci asta este realmente un privilegiu. Și asta a fost un privilegiu. Ați văzut asta ca un privilegiu. Asta este o mare plăcere și o mare împlinire pentru capacitatea asta de a comunica mereu cu oameni tine. Care merg mai departe și care înțelegi, care se bucură și care vezi, care vezi pe fețele lor că efectiv se bucură de ce le spui. Dintre toate temele dumneavoastră de cercetare, din anii lungi petrecuți în laborator, spuneți-mi care ar fi tema care v-a adus un ecou internațional mai puternic sau care s-a bucurat de aplicabilitate mai mult decât altele. Teoria stereopsisului dinamic, ceea ce înseamnă viziunea stereo la păsări. Cum v-a venit ideea asta, tema asta de cercetare, vederea păsărilor? Mi-a venit privind o pasăre care zboară? Porumbeii umblând pe jos. Pentru că în momentul când umblă pe jos, mecanismul ăsta nu mai funcționează și atunci porumbelul trebuie să-și clatine capul. Și mi-a pus imediat problema, de ce își mișcă capul așa? E legat de echilibru mecanic, este legat de alte fenomene și mi-a dat seama că, de fapt, își pune cele două poziții ale ochiului ca să poată să vadă relief. Deci ca să poată vedea în relief? Vedea relief, pentru că are două poziții ale ochiului, vede cât. Deci e ca și când avea un ochi stâng drept, pe fiecare parte. Oamenii și mamiferele, noi vedem în relief pentru că avem doi ochi și avem vedere binoculară, cu mici diferențe în ceea ce văd cei doi ochi și din aceste diferențe se zăb distanța. Chestiunea asta nu se întâmplă la păsări, care au ochii pe laterală și privesc în direcții diferite. Și ce se întâmplă este că atunci când pasărea zboară, se combină imaginea curentă de la un ochi cu o imagine memorată de la același ochi, pe fiecare parte, așa că pasărea are o vedere stereo jur de prejur. Chestiunea asta are aplicații, în primul rând, în domeniul militar, ca totdeauna pentru fotografia aeriană, care se poate face cu o singură cameră și obține imagine în relief. Niciodată nu v-a chinuit orgoliul ăsta al paternității? Ba da, cum să nu? Pe vreo Ceaușescu treaba asta era imposibilă și am văzut evaporându-se chestiuni făcute, îi spuneam multiplicator analog digital și l-am văzut folosită în toate covertoarele, într-o clasă foarte largă de circuite care s-au produs în toată lumea, fără să recunoască de unde s-a luat acel brevet. Era chiar brevet, dar brevetul era protejat numai pentru România. Și era deci brevetul dumneavoastră? Era brevetul meu, dar la ce folosește asta? De voi ce brevetul nu-i proteja? Brevetul e o chestiune juridică, îți dă anumit intellectual property rights, nu? Cu dreptul de proprietate intelectuală, dar numai pe area de valabilitate a brevetului respectiv. În afară, nu. Deci faptul că a fost preluat și utilizat de alții este perfect legal. Deci nu poți decât să te plângi dacă vrei și dar... Și v-ați plâns vreodată? N-am avut cum să mă plâng, asta se plângeți-vă în emisiunea. Asta există. Deci acest brevet există, oricând se poate vedea. Uite brevetul și uite la ce dată s-a folosit ăsta în alte ciuri. Uite care are prioritate cu atâția ani. E și...